Numeroșilor călători veniți din tărâmurile îndepărtate ale Europei de Nord și ale Orientului musulman, până în evul mediu târziu, Veneția trebuie să le fi părut o minune a lumii. Chiar și azi, ea se înfățișează ca o imagine nedefinită a unor ținuturi îndepărtate și fantastice, în special pentru cei din Orient. Oraș foarte bogat și foarte civilizat, Veneția nu intimida prin bastioane puternice, impunătoare. Marea și flota erau mai mult decât suficiente pentru a-și asigura apărarea. Ceea ce e pe uscat este perspectivă, transparență atmosferică, la Veneția e abur saturat de lumină, în care clădirile au drept temelie propria reflectare în apă. Ceea ce pe uscat este natură, munți, râuri și păduri, la Veneția e grădină obținută cu trudă între patru ziduri, pe o fâșie de pământ adus cu bărcile și cu coșurile. Printre alte edificii, Palatul Ducal și Bazilica San Marco se puteau considera terminate la sfârșitul secolului al XV-lea. Ele sunt două capodopere ale artei din toate timpurile. Imaginați-vă că aceste minuni arhitectonice se sprijină pe 10.000 de piloni înfipți în fundul noroios al lagunei și veți realiza că ele sunt adevărate miracole de inginerie. Tot orașul are practic drept temelie o întreagă pădure de trunchiuri de copaci, în majoritate de zadă, un lemn solid și rezistent la acțiunea corozivă a apelor. Așadar, fizionomia urbană a Veneției trebuie deja să se fi configurat definitiv în a doua jumătate a Quattrocento-ului, chiar dacă aspectul orașului construit pe apă nu suferise mari schimbări în vechea rețea de canale, străzi, terenuri, piețe și piațete. Tot Quattrocento-ului îi aparține și pitorescul turn al orologiului cu doi mauri care bat orele. El delimitează partea de nord a pieții San Marco, lângă biserica purtând același nume. Tot de atunci datează și celebra Porta de la Carta, operă extrem de prețioasă datorată venețienilor Giovanni și Bartolomeo Bon. Pentru a se construi ceva la Veneția, totul trebuie să fie importat. De aceea, edificiile trebuie să fie ușoare, iar marmorele nu pot fi folosite decât în plăci subțiri lustruite. Principalul lor rol va fi acela de a reflecta luminozitatea cerului și a apei. Fațadele nu vor mai trebui să fie pereți, suprafețe închise, ci diafragme, ecrane, aproape membrane, cuprinse între două entități luminoase, lumina aerului și lumina apei. Un exemplu edificator ni-l oferă celebra Cadoro, de pe Canal Grande, o operă pe care Raverti, împreună cu frații Bon, constructorii Portei di Carta, au ridicat-o în prima jumătate a secolului al XV-lea. Predominarea clară a golurilor, a spațiilor întunecate asupra spațiilor luminoase ale marmurei lucrate, aplicarea unor elemente ale goticului târziu pe multitudinea sugestiilor bizantine, exprimă la Veneția o cultură locală, inconfundabilă și irepetabilă. Această predominare a golurilor asupra suprafețelor compacte se exprimă printr-o tendință picturală extrem de delicată, chiar și în cazul scării în spirală, datând tot din Quattrocento.
Așa arăta tabloul artistico-cultural al Veneției în prima jumătate a Quattrocento-ului. De acum încolo, totul va trebui să se armonizeze în această atmosferă de bazm și de vrajă, aureolată de o veșnică vibrație luminoasă. La Veneția, chiar și severele principii ale renașterii provenite din Toscana sunt reelaborate în spiritul și conform tradiției culturale a lagunei. Un exemplu, Palatul Corner Spinelli, construit spre sfârșitul Quattrocento-ului de către Mauro Codusi, originar din Bergamo. Codusi se adaptează într-o manieră atât de armonioasă exigențelor ambientale ale Veneției, până la a realiza, în cazul Palatului Vendramin Calergi, o soluție care va face epocă în lagună, modelul fațadelor ce se sprijină pe apă într-un joc pitoresc de lumini și umbre. Aceluiași Codusi i se atribuie și proiectul vechii procurații din San Marco, cu porticul său cu 105 arcade. Activitatea lui Codusi, care a lucrat la Veneția mai bine de 30 de ani, s-a extins repede și în domeniul arhitecturii religioase, unde artistul lombard a inițiat un nou tip structural și formal. Un exemplu semnificativ ni-l oferă biserica San Zaccaria. Aici, Codusi rămâne credincios spiritului și tradiției lagunei, deși a folosit unele canoane ale renașterii. În interior, intervenția lui s-a limitat la adăugarea unui corp bazilical cu trei nave vechi biserici preexistente. Dar opera în care Codusi își dă cea mai înaltă măsură este biserica Santa Maria Formosa. Acum, arhitectul oferă un spațiu concentrat și unitar în care tendința picturală proprie lagunei este realizată prin intermediul unei modulații ritmice a luminii. În exterior, deși trădează maniere arhitecturale toscane, Codusi își manifestă atașamentul constant față de tradiția Veneției prin intermediul unei articulări limpezi a structurii. Fațada bisericii Santa Maria Formosa, îndreptată către piața cu același nume, datează de la începutul secolului al XVII-lea. Un alt arhitect care lucra atunci la Veneția este Pietro Solari, coborător dintr-o familie de sculptori și pietrari lombarzi, foarte activi în lagună la sfârșitul Quattrocento-ului. Solari, supranumit Lombardul, este autorul bisericii Santa Maria dei Miracoli. Aici, arhitectul propune o reîntoarcere la antic. De fapt, edificiul cu incrustațiile și intarsiile sale cromatice evocă imagini de origine bizantină care se integrează foarte bine în noua viziune artistică a Veneției din acea perioadă. Tot lui Pietro Lombardo i se datorează și grațiosul Palazzetto Dario de pe Canal Grande. Încă o dată se poate vedea cum în construcția edificiului domină preferința pentru ornamentația somptuoasă și pitorească a suprafețelor. Prezența la Veneția a artiștilor florentini, cum ar fi Verrocchio, căruia îi se datorează celebrul monument al lui Colleone, influențează doar superficial arta lagunei. Acest lucru se constată și în cazul fericitei realizări a edificiului Scuola Grande, dedicată sfinților Ioan și Pavel, azi spital public. Este o capodoperă a renașterii venețiene, la cărei realizare au participat printre alții Mauro Codusi, responsabil cu partea arhitecturală, Pietro Solari pentru incrustații și Bartolomeo Bon pentru decorația sculptată. O viziune mai modernă și reînnoită aduce veronezul Antonio Rizzo,
autorul superbei scări, supranumită a giganților, care constituie calea de acces spre Palatul Ducal. La extremitatea superioară a scării erau încoronați dogii venețieni. Este o operă cu un echilibru spațial aproape toscan, dar care se impune în cultura venețiană prin delicata sa vibrație luminoasă. Aceliași Rizzo îi se datorează și fațada cu două planuri superioare a Palatului Ducal din curtea interioară. Considerată capodopera sa, fațada a fost construită pe un fost portic dublu în stil romanic și gotic. Pe lângă faptul că era un eminent arhitect, Antonio Rizzo a fost fără îndoială cel mai mare sculptor al Quattrocento-ului venețian. El a sculptat pentru Arcul Foscari, așezat cu fața spre Scara Giganților, statuile care îi înfățișează pe Adam și Eva. Pe delicata eleganță a formelor, lumina alunecă, plăsmuind un volum aproape idealizat. Este greu de stabilit dacă această reînflorire înnoitoare care cuprinde Veneția în a doua jumătate a Quattrocento-ului se configurează mai întâi în arhitectură sau în pictură. Sigur este faptul că noul spațiu urban se regăsește în tablourile contemporane. Până pe la mijlocul Quattrocento-ului existau în lagună două școli principale, cea din Murano și cea din Veneția. Amândouă erau legate de tradiția goticului târziu prin bogăția decorativă și de tradiția bizantină prin fastul coloristic. Să privim Sfânta Sabina a lui Antonio Vivarini, aparținând școlii din Murano. Antonio Vivarini rezumă și înglobează întreaga tradiție picturală a evului mediu. Celălalt inițiator de școală a fost Jacopo Bellini, care, așa cum o demonstrează lucrarea sa Coborârea în Infern, rămâne ancorat într-un provincialism de manieră gotică târzie, în ciuda eforturilor de a introduce la Veneția elemente ale renașterii toscane. Cel care va da un accent unic școlii din Murano va fi Carlo Crivelli. În imaginea unei Madone de Murano cu chip suav, Crivelli amestecă elemente arheologice și fructe, care amintesc de Mantegna, heruvim și amorași, care trimit la Donatello, totul transfigurat de o somptuozitate coloristică și de o linie puternică într-o înghețată perfecțiune. Deși capabil să realizeze strălucite obiecte de artă, Crivelli nu este atins de profunda reînnoire a picturii venețiene decât într-o manieră cu totul marginală. Reînnoirea aceasta se prefigurează, în schimb, odată cu Gentile Bellini, fiul lui Jacopo. Gentile, moștenitor al atelierului și al bogatei clientele a tatălui său, devine principalul artist al orașului, specializat în executarea pânzelor, picturi de mari dimensiuni care la Veneția înlocuiau frescele. Observăm că Gentile prezintă o viziune exclusiv descriptivă în care spațiul apare imobil și fără viață. Caligrafia sa minuțioasă și precisă îl impune pe Gentile Bellini prin înalta calitate grafică, aceasta însemnând totodată și limita artistului. Totuși, operele sale rămân documente importante ale Veneției din acea perioadă. Să-i privim lucrarea Procesiunea din piața San Marco. Cei care au dus la o deplină maturitate reînnoirea picturii lagunei vor fi Vittore Carpaccio, a cărui operă Curtezanele o putem admira acum, și Giovanni Bellini, supranumit Giambellino. Dar despre ei și operele lor, în emisiunea viitoare.